Dar cu frații, cu surora, ce probleme ziceai că ai? Noi suntem 8 frați, pentru care n-am avut nici cu frate problemă. Numai acum au apărut problema cu frate, cu soră și cu frate. Zina Oprea, care a lipsit din țară 15 ani pus la Italia. Și Sălciuc Constantin, 7 ani. Și ei au venit în 2013, au ocupat casa părintească în satul Mărniceni, dar acolo se duce prin ultimul frate Iorie. Lucra în Chișinău la taxist, se duce la casa părintească, mă rog, avea niște găini acolo, spăla niște cani. Și ei au venit cu planul să ocupe casa părintească ca să o vândă. Când îmblând să-și cate documentele, când au văzut că mămica a făcut documentele pe casă, pe mezinu, ea cum a dorit, cu i-a dorit. Eu mă îngrijesc pe mama, pretenzie n-am. Deci au făcut moștenire? Moștenire i-a făcut pe mezinu. Ea spune că e ca la moldoveni, ultimul are dreptul la casă. Și așa noi am frații de aici, n-am avut nicio problemă. Ei acum când au controlat prin documente și au văzut că tot făcut legitim, nu au avut un control, nu ne-au chemat la judecată, nu ne-au trămat, dar prin telefon au început să ne amenințească cu diferite prostii. Și ea că i-a făcut din tâi ce ne-a învățat-o pe dânsa, i-a spus că l-a chemat pe Iura pe data 22 iunie, că prin să vină acolo, el s-a dus cu bani, a cumpărat producte, mâncare, acolo, i-a mâncat, o servite, s-a întâlnit scandalul, că fratele Costea vrea să împărțați cu grada lui mama. Și Iura îi spune, Costea, mergi și împărță, că mama e casa de la părinții ei acolo. Și noi am crescut tot copii. Și el, sora Olea, care era anițită, s-a închedicat de un piatră și a căzut așa pe mână, Iura folosește. Dar fratele ieșit din casă cu o doagă și-a dat în cap, a spart capul, a spart igran. Deci a fost o ceartă, o bătaie. O bătaie mare. Și fratele ăsta l-a fost bătut, s-a suiet după volan și a venit cu volanul la Chișinău. Și pe la Ghidichești s-a fost oprit de poliție. A văzut că e bătut, el a lămurit că ne-am bătut în sat, în traviere la părinți. Poliția i-a dat lumea, a văzut că nu-i bat. Așa. Eu de-a 20 de zile am lucrat la tu să mă duc la dânsul, când m-am dus, când am văzut că a plăcut sânge cu urechile aici, avea o fată, la rinichi, eu l-am luat și m-am dus la medica legală, la Corălenca. Și am spus, Iura, frate cu frate, dar trebuie să dăm la lege. Că el și pe mine sunt mă mare, e bun ca să părintească. Și mi-a spus, m-am dus la medica legală și acolo m-am întâlnit cu medici și iară m-am șocnit. L-au văzut și spune, 100 de lei certificatul pentru medica legală. El n-avea bani, mă cheamă din coridor, spune, tu ai la rezul 100 de lei. Dar eu zic, dar de cât s-a scumpit certificatul? Că iar a costat 57 de lei. Și domnul spune, bine, stați în coridor. Și dumnealui, eu a făcut atunci un certificat foarte slab. Adică n-are leziuni corporale grele, are ușoare. Eu ne înțeleg pe linia medicilor. Ne-am dus tot atunci în Sandu, la polițistul de sector, la domnul Ion Sandu. Prima dată l-am văzut, o luat explicare de la fratele, l-a văzut cât era el negru amplat și cu urechea aici amplată și a arătat tăt. Și eu scris explicare și zic că bine, noi ați luăm de la dânsii. Și noi stând, Iura n-are asigurare medicală și prin Ministerul Justiției am apelat la domnul Andrei Usatăi și l-am aranjat la spital la Vasilii Parasca. Gratuit, fratele, da, îi mulțumesc domnului ministru că a mers la așa bine. L-a tratat pe fratele. În timpul da, el are până la urmă scoase leziunile corporale, are dovadă cu fost... ușoare, da. Acele ușoare care le-au dat numai expertiza, prima. Da. Și de-am ne-au dat extrasul din spitalul pe diagnostică care deși are durerile iese. Acum, când ne-am trezit noi, sună pe fratele Iura, un anchetător de la urmările penale de Strășani, că pe data de 10 se reprezinte la Strășani, că are un dosar penal. Eu atunci am luat receptor și am vorbit, domnule... Dar el nu a depus o plângere pe faptul că s-au bătut. Sau că a fost lovit? Nu, polițistul a luat la dânsul lămurire ca să depunem plângerea. Și atunci dumnealui, fratele pe telefon l-a sunat fratele Iura că ai să vezi pușcările la 3 ani până la 4 ani. Iar fratele știe că Iura se facă pușcărie, știa. Când după 8 zile, de pe data 22 iunie până la 10 iulie, ne-am trezut cu un dosar penal făcut la comandă.
Când ne-am dus eu cu sora, am văzut Ana, acolo la poliție și cu fratele Iura, acolo închetătorul Iurioniei Penale, era foarte brutal, nu să ne facă cunoștință, mi-a dat aparte, când aveți nimica, să iei de la Iura lămurire. Noi am spus că nu să luați fără de avocat și fără de procurăriere. Era un dosar așa mare, fotografia lui a pus. Știi măcar de ce este acuzat? Mi-a spus că eu rup mâna lui sora și pe articolul 152, leziuni grele, în timp de 29 de zile. În schimb, sora, aplându-se, poschi cu mâna în gips, eu mă miclar, care nu strășeam, domnul Iuliu, medicul ilegal, e cu mâna păroasă. Cine îi dă bani, acela are certificat greu. Cine îi dă bani, are limbă, lege pe limbă. Când eu întreb pe... Am scris plângeri la Comisariatul de Poliție. Am scris plângeri la Procuratura Sărșeni. Plângeri pe ce fapt? Pe faptul că a fost făcut dosar penal și fiindcă sora să fie ridicată la expertiză medică legală mai sus, când avem încredere în Sărșeni. Așa și nu m-a făcut nimeni. Dar de la vecini din sat mi-a spus că zina sora am lucrat în gips. Și pierde legiuni grele, că dacă mâna e impactuată, trebuie 3 luni cu mâna în gips. Și acum dosarul a ajuns în judecat sau încă nu? De data de 15, dosarul e în judecată. La prima instanță? La prima instanță. Eu tot am retrăit, dar da. Totuși... Are avocat, fratele dumneavoastră? Eu dat un avocat din Strășeni, de acolo. De la stat l-a cerut? De la polițistul a adus. Eu am răspunsurile de la pe Columbo 130, la domnul Gheorghe Maric, de la Direcția Urmăririi Penale. Am depus o plângere și să fie, să ne ajute să fie ca dosarul să ne ajungă la judecată, să ne mâri, să ne mâri, să ne mâri. Deja au ajuns, deja e în judecată. Da, dar până atunci, ia ca lunile este, am fost la primire la domnul apostol, ministrul pacilor interne și au văzut că cât e el de bătut și spraca că putea ieșoare legiunile. A fost la domnul... De unde a văzut? El are fotografii? Cum era bătut? Atunci era bătut. Dar are fotografii? Nu ne-a dat în cap să-l fotografiem. Asta a făcut o greșeală foarte mare. Noi am fost toți așa enervați. Cum crezi că ce se finalizeze procesul? Da, sora o plătește la procuror și la... Când am pus la... Eu am scris... Mi-am telefonat pe domnul procuror Eugeniu Litațchi. Și a spus, domnul procuror, vă sună sora în lui, Larisa Săciuc, de numele lui mămica lui, mămica pe 4 de martie, vă roagă frumos, că aici e scandal pentru aviere. Și nu trebuie copilul așa de pușcărie, că sunt de la 5 până la 15 ani. Riscă amenda, riscă pușcăria asta. Dar el îmi spune așa, că el a lovit un metal gros. Acum când am atat metalul ăsta, cum spune Iura, că n-am avut nimica, din mașină, din mașina lui Iura, el a găsit acolo o prujincă așa. Deci cine a pus prujincă așa? De cât e costă o pusă? Bun, oricum, pentru asta trebuie să consultați un avocat competent, pentru că dumneavoastră, dacă nu vă pricepeți, riscați. E atât de valoroasă averea, nu moștenirea valoroasă. Ce? Și atunci merita să bată, să rește pușcărie toți trei? Da, merita deoarece sora a lucrat o zi. Eu o trăit de capul mare. Cum s-a căsătorit, o lucrat de fată de domnișoare, 3 ani, cum s-a căsătorit, ea nu a mai lucrat o zi la stat. Dar a stat acasă și a băut, a dormit și s-a petrecut. Și mama i-a crescut 3 copii, unde piciorul... Mama știe despre cearta asta, despre bătaie? Nu i-am spus totul, dacă mi-am spus că Iura a ieșit de pușcărie, mama a spus că luați-mă și pe mine. Măcar că nu-l văd, dar să aud cu urechea să spun ce vrea e de la averea mea. Eu mi-a spus în sat că să nu o aducem în casă, că o primești în casa mamei, dacă murie. De cine a spus? Sora Zina. Ea... Chiar dacă e casa ei, după lege. Dar nu e casa, casa mamei. Da, casa mamei, după lege. Da, după lege. Dar ea mi-a spus așa, că au crescut acolo 3 copii. În 2010, piciorul ei au pălit-o pe mămica cu cârjă în cap, că aduce pe șeful de el în casă. Și eu am scris, eu am tot materialele la poliție și la procuratură. Sora are închide, fiindcă plătea capeica și închide la poliție toate dosarele. Văd că e un caz mai complicat, nu-i glumă. Da, am...